Capitolul 43. Numai Domnul răscumpără pe Israel. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă încoace și miază zilei, nu opri, ci adumi fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele, Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu, eu sunt Domnul, și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Din pricina voastră, trimit pe vrăjmași împotriva Babilonului și pogor pe toți fugarii, chiar și pe haldei, pe corăbile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, sfântul vostru, făcătorul lui Israel, împăratul vostru. Așa vorbește Domnul, care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice care a scos care și cai, o știre și războinici viteji, culcați deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și tu nu mai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu mai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Cel din tâi tată al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. De aceea am socotit ca niște pângăriți pe căpetenile sfântului locaș. Am dat pierzării pe Iacov și bat jocurii pe Israel. Capitolul 44 Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales, Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Unul va zice, Eu sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, Al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine, să spună și să-mi dovedească, de când am făcut pe oameni din vremile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Cei ce fac idoli, toți sunt de și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni și o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este sleit de puteri. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindia și înseamnă mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, goruni și stejari pe care și alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și în genunche înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice, ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne, însă, face un Dumnezeu, idolul lui. În genunche, înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă: Mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu! Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă, și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: Am ars o parte din el în foc. Am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul meu, eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele, nu mă uita. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat. Răsunați de veselie adâncimi ale pământului. Izbugniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim, să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Capitolul 45 Așa vorbește Domnul către unsul său, către cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunerecul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea, să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce îl fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Vai de cine zice tatălui său, pentru ce mai născut? Și mamei sale, pentru ce mai făcut? Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu am ridicat pe cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice domnul oștirilor. Așa vorbește domnul. Câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece în se vor închina înaintea ta și îți vor zice rugându-te, numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminței lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile Pământului căci eu sunt Dumnezeu și nu altul pe mine însumi mă jur adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine numai în Domnul mi se va zice locuiește dreptatea și puterea la el vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva lui în Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel.